Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Mi-e și frică să vă spun că se apleacă întunericul peste ziua cea mai luminoasă, cu excepția celei de înviere, pe care biserica o prăznuiește, pentru că lumina este aceeași. Avem o lumină a învierii înainte de înviere, pe care povestea schimbării la fața Mântuitorului Hristos o aduce în miezul conștiinței noastre, în miezul existenței noastre creștinești. Ziua în care Domnul Hristos, însoțit de ucenicii săi, urcă pe munte, unii spun muntele Tabor, urcă pe munte pentru a se schimba la față, pentru a arăta adevărata lui identitate și adevărata lui lumină. Nu o spun de la mine, ci o spun dintr-o superbă omilie a Sfântului Efrem Siru, care spune că urcarea pe munte a Domnului Hristos împreună cu ucenicii săi a fost ca să vedească cine este Iisus Hristos. Nici Moise, nici Ilie, ci Fiul lui Dumnezeu celui viu, al cărui tată cu glasul său mărturisește că acela este Fiul său cel preiubit, de care binevoiește. Întâlnirea aceasta între oameni și vederea lui Dumnezeu este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care întotdeauna Biblia ne-o pune la dispoziție. Sunt multe momentele în care Ilie, de exemplu, cel care participă într-un fel sau altul la această schimbare a Mântuitorului la față ca martor, simte mai întâi adierea aceasta unei prezențe, pentru că apoi să se hrănească din ea o veșnicie. Moise, în repetate rânduri, cel care primește poruncile, cel care se zbate pentru, hai să spunem în cuvânt modern, implementarea lor în mijlocul poporului Israel, pătimește foarte mult, dar în aceeași vreme știe că l-a văzut pe Dumnezeu. Taina crește și crește atât de mult încât astăzi, pentru creștini, vederea luminii lui Dumnezeu, acestea necreate, este parte integrantă a modului de a fi ca om al lui Dumnezeu. Acel Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, rostit cu evlavie, în mulțime și mulțime de repetări, aduc aproape pe Domnul Hristos, pentru că odată cu numele Său se face prezență lumină. Praznicul acesta al schimbării la față devine important pentru noi și pentru aceea că Petru, care mărturisise că acesta este, că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu, este argumentat, îi se dă conținut acestei mărturisiri. Toți ceilalți, când se întorc la poalele muntelui, îi întreabă, probabil curioși, ce au aflat, ce s-a întâmplat, Domnul poruncindu-le încă de pe când coborau să nu prelungească această prezență a luminii în mijlocul oamenilor decât atunci când va fi nevoie. Nu e curios, oare, că tocmai apostolii care urcă pe munte cu Domnul Hristos sunt cei care parcă nu bagă în primă fază în seama această lumină necreată. E una dintre marile paradoxuri pe care pedagogia aceasta a Domnului Hristos ne-a pus la dispoziție. Cei care văd, nu văd, iar cei care aud, nu aud. E o temă grea până în zilele noastre. Mâine este o nouă zi.